În lipsă de voluntari pentru armata care se luptă în Ucraina, rușii apelează la stimulente ciudate pentru a crește numărul militarilor. Soldații mobilizați vor avea dreptul de a-și congela gratuit sperma în băncile criogenice. Măsura se aplică celor 300.000 de bărbați mobilizați în septembrie și a fost anunțată în ziua în care rușii aniversează 100 de ani de la apariția URSS. Asta deși oficial atât Ucraina cât și Rusia vorbesc despre negocieri de pace. Șeful diplomației de la Kiev a avansat chiar și o dată pentru asta. Luna februarie, mai exact, nu una atât de exactă. Scenariul pare însă improbabil pentru că Ucraina își vrea înapoi toate teritoriile ocupate total sau parțial de ruși, inclusiv Crimea, iar Putin nici nu concepe să renunțe la ele. З політичної точки зору, ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога. Також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами. Опять же, не може существовать никакой мирный план України, который не учитывает сьогоднішніх реалій з російської території, з вхождением в состав России. Semn că se pregătesc mai degrabă de război, ucrainenii au cumpărat încă 1400 de drone, majoritatea de recunoaștere, dar vor să înceapă producția unor drone de luptă care să doboare aparatele folosite de Rusia în timpul invaziei. Ei, au cumpărat, îmi place asta, au cumpărat ucrainenii. Cu banii cui? Ei, cu banii cui? Nu știm cu banii cui, știm cu banii cui. La ce șemineu a stat acum zilele trecute? Mai spunem un pic cum e cu dreptul ăsta pe care îl dau rușii soldaților lor de a-și îngheța sperma. Da, mie mi se pare în niciun caz un stimulent. Mai degrabă, nu știu, îi sperii, nu îi încurajezi dacă le spui că, bă, uite cum e treaba, tu te duci acolo la luptă, dar nu o să te mai întorci, probabil. Dar noi îți dăm acest drept gratuit, da, îți înghețăm sperma ca totuși să te poți bucura și tu de niște urmași, familia ta, nevastă, dacă ai, să... Ce stimulent e ăsta? Mi se pare disperare, așa, știi, că ultimul nu mai au ce să le ofere, nu mai au cum să-i convingă să vină la luptă. Ce crezi tu că asta îi va face pe ruși să nu mai fugă din țară? Și gata, zic, a, mergem toți la război, să că se înghesuie la centrele de recrutare. Ca Putin. Asta mie spune despre cât de tare cred rușii, dar populația rusă cât de tare crede în legitimitatea acestui război pe care Putin doar o singură dată l-a scăpat gura și l-a numit într-adevăr război, știi? Că până acum era o operațiune specială. Deci, încă o dată, dacă atât de tare cred, că de-aia se înghesuie la centrele de înrolare. Păi dacă credeau în legitimitatea războiului ăsta, oamenii se duceau, că rușii, cel puțin, asta e imaginea lor acum, nu știu dacă or mai fi așa, că nu ne mai fac sondaje de opinie a oamenii lui Putin să ne mai spună ce mai cred rușii și ce... Apropo de asta cu război, operațiune specială militară, ce mi-a atras mie atenția la acest document prin care e anunțată de către ruși, e anunțat acest drept de a-și îngheța sperma, da? Rușii zic că această măsură e pentru recruții care participă la operațiunea specială militară 2022-2024. Dau așa un termen. Uite cum s-a transformat și în acte oficial operațiunea specială militară a lui Putin de 3 zile păi, în da, Alex, război pentru, de vreo 2 ani. Pentru că în realitate nu văd cum poate să dea înapoi Putin. Adică ce poate să mai facă? E deja all-in, dar toată lumea a spus de la început, dar Putin e all-in de când a invadat Ucraina. Cum să mai dea înapoi acum? Adică ce s-ar întâmpla? Hai să facem un scenariu așa care bănuiesc că e previzibil pentru toată lumea. Ce s-ar întâmpla cu Putin în secunda în care ar semna o pace în defavoarea Rusiei? Sau în ce spune el că ar fi în defavoarea Rusiei? Dacă el acum spune, dar fără teritoriile alea, nu. Păi bun, și dacă s-ar întâmpla să aibă parte de o pace fără acele teritorii, adică fără acele teritorii de partea Rusiei, da? Să le rămână ucrainenilor. Ce s-ar întâmpla cu Putin în secunda 2? Adio, bănesc că aici oricine ar fi de acord pe planeta asta, nu cred că există vreun dubiu. Face frumos cadouri apropiaților, am văzut acum la final de an cele 9 inele ale puterii. Semn că i-a cam plăcut serialul ăsta nou de pe Amazon, știi? Cu Rings of Power, da. I-a cam plăcut domnul Putin, deși Peskov ai văzut că a afirmat că Vladimir Putin nu va purta și el un astfel de inel. Sunt doar cadouri pentru apropiat. Cine știe ce l-a băgat acolo prin inel
Dacă nu ești de acord cu el sau faci vreo prostie, pac, se acumulează inelul. Mie cum îmi place să fiu pus pe șot, e singur, prima poantă care mi-a venit în cap, știi, era că chiar îmi sărise în ochi un titlu, știi, inele pentru liderii CSI, știi, și cred că mă gândeam, știi, ca poantă, evident, mă gândeam că Putin, cred că s-a gândit inele pentru XI, dar nu pentru CSI, știi, și oamenii au înțeles CSI. În fine, da, adică comunitatea statului independente, mă rog, țările din sfera de interes a Rusiei, ca să spunem, pe înțelesul tuturor. Cred că Putin se vede vreun Sauron mai nou, știu și eu ce, până vine Zelenski și îi spune ca Gandalf acolo, you cannot pass, știi? Așteptăm cu interes acel moment. Păi eu aș merge chiar la Alex Dinkovici să vedem de ce Putin folosește tocmai o astfel de simbolistică, adică de ce vrea să fie văzut ca un Sauron, mai ales când toată lumea îi numește pe ruși în invazia asta troli. Cred că ăsta e imaginarul pe care îl are restul lumii față de Putin, dar nu cel pe care și l-a creat și pe care l-are acolo în țară. Și acum cumva e complicat, din păcate, după cum spuneai și tu, Nemo, e complicat să bați în retragere acum după un război atât de lung, dar în continuare asta nu face din războiul de acum o situație ceva mai puțin, nu știu, stupidă decât era înainte, cu totuși un război în 2022 în Europa atât de aproape, care iată că s-a prelungit și se pare că se va prelungi în continuare mult prea mult timp și care are deja niște consecințe pe care le resimțim cu toții și nu doar aici în România, ci în întreaga Europa cel puțin. Și e trist că suntem în continuare în aceeași paradigmă și nu putem să vorbim de conflict armat decât ca de un război tradițional ca până acum, în care ori continuăm, ori retragem, facem concesii și așa mai departe. E păcat că nu se poate ajunge la altă soluție. Și vorbeați voi la început de mobilizare și de lipsa de interes a militarilor pe care o arată, de fapt militarilor, a posibilor recruți pe care o arată măsura aceasta de congelare a materialului genetic. Acum știu dacă asta ține de cât de legitim e sau nu e văzut războiul, ci mai degrabă de cât de multe pierde și de cât de multă uzură apare acolo. Și până la urmă, mare preocuparea mulți oameni în același în urmă pe planeta asta și această metodă de congelare, în fapt, de până la urmă, o formă de biopolitică care încearcă să-i convingă că efortul lor nu va fi în zadar și, până la urmă, nu știu, Rusia și va aminti așa cum erau ei și va păstra ce era mai bun din ei într-un mod foarte, foarte concret, la urmă. Dar, iarăși, din păcate, e trist că se ajunge la astfel de lucruri și că vedem în continuare încercări de mobilizări de noi trupe care vor prelungi acest conflict. Păi, liniștiți-vă, ne spune Nostradamus, da, 7 luni mai ține acest război. Ha, chiar mai zic, hai că tu erai fan profeției. Păi asta e profeția lui pe 2023, că va fi un război mare, se vor implica mai toate puteri.